Polițiștii rutieri Suceven s-au autosesizat în urma unui eveniment prezentat în mediul online la data de 19 mai, când a fost distribuit un clip video în care un autoturism se deplasa pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, din direcția centru către Burdujeni. Pasagerii acestuia erau ieșiți cu partea superioară a corpului pe geamurile autoturismului. În urma verificărilor, efectuate a fost identificată atât persoana care a condus vehiculul, cât și pasagerii, aplicându-li se amenzi în valoare de 3480 de lei. S-a stabilit că autoturismul a fost condus de către o tânără de doar 18 ani domiciliată în satul Belcăuți și care abia a dobândit permisul de conducere la data de 12 mai. Pentru abaterile rutiere săvârșite, tânăra conducătoare auto a fost sancționată contravențională, cu amenzi în quantum de 1160 de lei. De asemenea, s-a stabilit că cei doi pasageri care au ieșit cu partea superioară a corpului pe geamurile autoturismului sunt doi tineri de 19, respectiv 21 de ani, ambii din comuna Bălcăuți. Totodată s-a stabilit că autoturismul aparține tânărului de 19 ani, vehiculul prezentând montate ilegal fulii pe sistemele de semnalizare, dar și anvelope neconforme ca dimensiune. Pentru abaterile rutiere săvârșite ca pasager al vehiculului, dar și pentru abaterile privind deficiențele autoturismului, polițiștii l-au sancționat pe tânărul de 19 ani cu amenzi în valoare de 1885 de lei. Totodată, polițiștii Polițiștii au dispus și reținerea certificatului de matriculare a vehiculului. Și celălalt pasager în vârstă de 21 de ani, domiciliat în Bălcăuți, a fost sancționat contravențional pentru abaterile rutiere și neportul centurii de siguranță, cu amendă în cuantum de 435 de lei. În total, polițiștii au aplicat sancțiuni în valoare de 3480 de lei și au dispus reținerea certificatului de matriculare al autoturismului.